Vestea că Mircea Lucescu va prelua Banca Tehnică a Naționalei României a făcut în doar câteva ore în conjurul lumii, surescitând interesul tuturor publicațiilor cu profil sportiv. Un exemplu perfect în acest sens îl reprezintă publicația portugheză Abola, care a oferit imediat atenție veștii numărul 1 a zilei de luni din fotbalul românesc și a scris despre numirea lui Mircea Lucescu la cârma băncii tehnice a selecționatei tricolore, utilizând expresia legendar în descrierea celui mai titrat antrenor român. După ore întregi de negocieri, Mircea Lucescu se pregătește să devină noul selecționer al României, succedându-l pe Edi Iordănescu, cel care a plecat după Euro 2024. Aceasta este o revenire pentru antrenorul legendar de 79 de ani, care a mai ocupat funcția în perioada 1981-1986. Cu 36 de trofee cucerite, Mircea Lucescu era liber de contract după ce a pregătit-o pe Dinamo Kiev în sezonul trecut, a scris sursa citată. Și presa din Grecia a reacționat imediat după anunțul că Mircea Lucescu va prelua funcția de selecționer al naționalei României. Schimbare de ștafetă pe banca naționalei României cu legendarul Mircea Lucescu revenind la conducerea tehnică a echipei țării sale după 38 de ani. Federația Română de Fotbal, după decizia lui Edi Yordănescu de a merge pe drumuri separate și a găsit un nou antrenor, perspectivă șocantă. Acesta va fi fostul jucător emblematic din istoria fotbalului țării, Mircea Lucescu. Notează Sport 24. Odată cu semnarea contractului cu Federația Română de Fotbal, Mircea Lucescu devine cel mai în vârstă selecționer de pe întreaga planetă. Românul este al treilea în clasamentul mondial al antrenorilor cu cele mai multe trofee câștigate, după Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola.